Cei doi mari actori sunt alături de noi și vă mulțumim că ne onorați cu prezența astăzi. Bine ați venit în platoul Observator 12. Vă spunem sincer că vă așteptăm de mult. Și avem emoții, frumos. Evident, ne-ați simțit, ce să mai avem, mari și mari emoții. Mulțumim pentru invitație, bună ziua, bine v-am găsit, cu drag suntem alături de voi. Trebuie și să... eu vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vă mărturisesc că v-am urmărit cu mare drag în serialul Fructul oprit și mi s-a părut că personajul vi se potrivea foarte bine. Ce ne puteți spune despre personajele pe care le interpretați acum în noul serial? O să-l las pe domnul să vorbească. Mi-am dat seama din spoilerul pe care l-ați prezentat că sunt abuzivă, că vorbesc prea mult. Sunt cu minte, uite, tot în galben m-am îmbrăcat, dar sunt cu minte, o să-l las pe domnul Istodor să vorbească. Să vorbească el întâi. De ce să vorbesc eu prima? O să-l las pe el. Așa sunteți. Acesta este set, rolul. Vreau să știu, și pe set sunteți așa. Asta vreau să știu. Ne jucăm tot. Ne jucăm. Da? Tinere, da. Domn, aveți cuvântul. În primul rând vreau să vă... Pentru cei care nu știu, mă numesc Istodor, nu Istodor. Da. A fost o greșeală, probabil, pe prompter. Întrebarea era... Ce personaje interpretați? Un personaj care nu e nici rău, nici bun, dar nici mediocru. Are calități defecte, ceea ce e foarte bine pentru un personaj, fiindcă e plăcut de interpretat, adică să nu fie ceva otova, nu... Sunt, eu știu, doar două personaje, sigur, nu păstrând proporțiile. Don Quixote și încă unul. Hamlet. Care... Ce nume? Hamlet. Nu, Hamlet e mai clar. La Don Quixote nu știe exact dacă e bun, e rău, e nebun, e nu e nebun. E... De-aia e fascinant. Păstrând proporțiile și personajul pe care îl interpretez are... Nu știu de unde să-l apuci neapărat. Unul se pare că e într-un fel, după care parcă nu e așa. De-aia zic că personajul e interesant. Cum ați primit propunerea să jucați alături de Maia Morgenstern? Cu mult interes, plăcere, bucurie, puțină spaimă, nu de jucatul cu Maia. Și am spaimele mele. Iertați-mă, apropo de TV, dumneavoastră jucați împreună, am citit și la Teatru Mic și la Teatru Evreț de Stat, ați jucat în Varșovechi Turistic, profesiunea doamnei Warren, adică pe scândură ați fost împreună, de nenumărate ori. De prima dată? Numărate, dar de multe numărate, ori. Da. Și cu multă plăcere, cu enorm respect. Eu am o admirație din totdeauna, pentru totdeauna, și augmentează, crește odată cu timpul, un enorm respect și admirație pentru domnul Claudiu Istodor, pentru creația sa artistică. Eu știu că par vorbe mari acum și puțin formale, poate că așa sunt, dar exprimă exact ceea ce vreau să spun. Rigoarea domniei sale, umorul cu totul și cu totul special pe care îl are și care transpare din orice rol, în orice creație, în timpul lucrului, în timpul creierii situațiilor, personajelor, filmului, serialului, episodului. Cred că asta îmi place, cel mai tare, cel puțin asta vreau să spun acum. Rolurile, personajul, vorbesc despre mine, bun, fiecare va vorbi despre sine că e mai sănătos așa. Personajul meu este un personaj dramatic, de lung încercat de viață, cu sfâșieri, cu tribulații, cu... ne propunem, poate fiecare dintre noi, un lucru, un țel, un ideal. Există derapaje, există dezamăgiri, există furii pe care le poți controla. Și nu prea există simțăminte ambivalente, există toate acestea, dar mai există în timpul lucrului, în timpul creației, în timp ce ne adunăm și lucrăm și trebuie să mulțumesc și să felicit și să spun nădejde întregii echipe de filmare, operatorilor, regizorilor, nu mai spun doamnei producător, Ruxandra Ion, colegilor din toate generațiile. Și iarăși, poate că vă sună asta formal, fie așa, îmi asum lucrul ăsta, le spun mulțumesc cu toată dragostea, cu inima deschisă, pentru că din, evident, scenariștilor, dincolo de situația propusă, creată, mai există în timpul lucrului scânteile de umor,
de răsturnare de situație, de ce să faci în tot necazul. Care pot fi aur, mă gândesc. Vorbesc de sper că da. Vor judeca spectatorii noștri pe care ni dorim în număr cât mai mare. Vorbesc de spectatorii noștri fideli pe de o parte, ce ne cunosc poate din alte producții în televiziune, în teatru, în film, dar și noi spectatori pe care noi dorim să-i câștigăm. Sunt foarte curios. Iată-mă, Olivia, o secundă. Se spune că actorii preiau unii de la ceilalți. Da? Și mă gândesc că ați avut foarte multe sau aveți foarte multe scene împreună. Și vreau să știu cum funcționează legătura asta pe care o aveți de foarte mulți ani. Preluați unul de la celălalt, improvizați foarte mult pentru că vă cunoașteți foarte bine, vă țineți de scenariu. Astea sunt curiozități de ale mele. Am cochetat și eu puțin cu actorii și mă gândesc cum faceți dumneavoastră cu experiența voastră pe care o aveți. E vorba de noi doi doar. Da. Aha. Da, ne ținem cu mult, evident respectăm scenariul pentru că e structura, e scheletul pe care evident se cuvine să-l respectăm și mergem cu rigoare în a păstra exact sensul scenariului, însă viul, noul, până la urmă căutăm adevărul. Căutăm adevărul și asta vine dintr-un amănunt, dintr-un gest, dintr-o tremurare a simțământului, a emoției, a umorului. Un accident, mic accident, păstrând proporțiile, cum spunea domnul Isidor mai devreme, un mic accident poate fi transformat într-o... Și este transformat într-o situație de viață adevărată, sinceră și nu de puține ori într-o răsturnare de situație plină de duioșie, de umor, de neașteptat. Cu alte cuvinte, sunt personaje foarte complexe, dar aș vrea să știu despre înfățișarea dumneavoastră, pentru că înainte de fiecare zi de filmare trebuie să treceți printr-o transformare. Da, e normal. Atunci când am filmat The Passion of Christ și atunci, în urmă cu 16 ani, 17 ani, hai să spunem așa, și acolo a fost nevoie de machiaj, transformare și asta mi-e drag. Atunci când încerc să fac orice personaj, să găsesc adevăratul sincer, dar și ceea ce este nou, prin ceea ce este special și altfel față de poate alte personaje pe care le-am interpretat, le-am creat de-a lungul timpului. Vorbeam de Passion of Christ, acolo evident puneam perucă așa cum a stabilit regizorul Mel Gibson, cum cerea personajul. E, la ora 4 dimineața, că era și filmare de regim mă prezentam la machiaj, îmi smulgeau două dește de păr de aici, de pe frunte, smuls. Adică smuls, și lipeau peruca așa cum cerea machiajul, cum erau cerințele rolului. Acum, de data asta, vorbim despre sacrificiu. Împreună cu doamna Ruxandra Ion am repetat, am făcut probe, am analizat personajul, ne-am gândit, ne-am sfătuit, am propus, unele propuneri au fost ok, altele... Și ați rămas cu o imagine. Vă mulțumim din tot sufletul că ați fost alături. O mare onoare să vă avem. Și abia așteptăm să vă vedem pe... Și să reveniți în platou. Pe care le veți interpreta. Mulțumim mult de tot.